Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Deteșan Alexandra și sunt studentă în anul 4 la Facultatea de Drept. Astăzi mă aflu alături de voi, deoarece dorim să producem un fenomen de conștientizare referitor la de ce este nevoie de justiția internațională penală și care este scopul acesteia. Alături de mine i-am astăzi, ca și invitați, pe domnul profesor conferențiar universitar dr. Nicolae Preșteanu și George, student în anul întâi. Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat. Bună ziua și telespectatorilor noștri. Bună ziua și pentru mine este o onoare să mă aflu astăzi aici, să pot discuta despre asemenea subiecte care mă pasionează. Domnule profesor, voi începe cu dumneavoastră și vă rog să ne spuneți de ce este importantă justiția penală internațională. Avem nevoie de asemenea justiție sau nu? Ca să vă spun acest lucru, trebuie să retransmit un călduros salut și Celor care sunt astăzi alături de noi, și poate în zilele care urmează. Pentru că justiția penală internațională este o problematică pentru întreaga omenire. Iar emisiunea dumneavoastră, prilej cu care vă și felicit că ați început această emisiune, este o emisiune extrem de oportună în perioada aceasta, în zilele noastre, care sunt cutremurate de războaie, de conflicte internaționale. Context în care apare problematica justiției penale internaționale. Justiția penală internațională, ceea ce este extrem de important de reținut, este complementară justiției naționale. Este complementară atunci când justiția națională nu este capabilă sau nu dorește să pedepsească cei mai mari agresori la adresa valorilor umanității. Deci, pe scurt, asupra acestui subiect ne focalizăm astăzi și anume, cum a apărut justiția penală internațională. În primul rând, în contextul în care trebuie să apărăm valorile mari ale umanității, iar justițiile, jurisdicțiile naționale nu își fac această treabă sau nu doresc să-și o facă. Spuneam pentru că sunt incapabile, deci aici apar marea majoritatea discuțiilor. Acum cauza pe care dumneavoastră ați ales -o, să o discutăm astăzi și anume al Mahdi care este un personaj condamnat în 2016, în 2018 scuze, de către Curtea Penală Internațională, această cauză este relevantă pentru o parte a valorilor umanității care țin de simboluri, mai exact este vorba de o distrugere, este vorba de o distrugere a nouă moschei și, uh, și uh, inclusiv uh, o, a zecea, este vorba de, de cea din uh, statul Mali, din Timbuktu, cu o relevanță Istorică, patrimonială, spirituală și religioasă deosebită. Astăzi, mă bucur că avem această ocazie să discutăm de ce regulile de drept internațional public condamnă asemenea fapte și cum se ajunge la asemenea fapte. George, ne poți ajuta cu câteva repere geografice și istorice privind această cauză? În primul rând, este foarte important să vedem poziția geografică a statului Mali, și anume Africa de Vest. În continuare, este important să ne uităm și la perspectiva istorică, deoarece Mali este un stat măcinat de conflicte interne, realizate pe mai multe criterii, fie de ordin etnic sau religios. Și, după cum este bine cunoscut, majoritatea crimelor internaționale se desfășoară pe acest fundament de ordin fie religios, fie etnic. În această cauză este vorba mai exact despre grupul toaregilor din care face parte și uh, al Mahdi uh, care a dus la asocierea acestui grup cu uh, organizația islamică Ansardin care a vrut să instaureze legea șaria în uh, statul Mali. Eu, eu aș completa când dați voie, aș adăuga uh, încă unele culori. Acestui scenariu este vorba de ani de zile de foarte mulți ani de zile de conflicte în statul Mali dar în general în zona de Africa Centrală Africa de Nord și marea majoritatea acestor conflicte sunt produse în contextul utilizării urii față de alte grup, grupări etnice sau față de alte grupări religioase. În cazul de față este vorba de dorința de a fundamentaliza religia musulmană în acea zonă, context în care, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să impui respectarea cât mai severă a regulilor specifice religioase pe care uh, această zonă uh, le poartă într-o proporție uh, foarte mare a populației. În acest context, Al-Mahdi a jucat un rol important, în sensul că el a fost unul dintre cei responsabili cu respectarea strictă și sancționarea celor care Nu respectă asemenea reguli religioase. Sancționarea fiind uh, într-o manieră extrem de brutală. În plus de asta, bineînțeles că toate aceste conflicte și-au îndreptat atenția către simboluri. Și în acest context, din nou, Al-Mahdi este cel care a asistat, a ordonat și a supravegheat distrugerea, spuneam, a. Uh, mai multor ma mausolei și a moschei de uh, extrem de vechi și extrem de reprezentative din Timbuktu Mali. El fiind, așa cum ați făcut și introducerea înainte, fiind unul dintre uh, cei afiliați unei grupări, uh, printre altele paramilitare și în același timp, și în același timp afiliate al Qaeda. Acest lucru este important și îl vom discuta, uh, probabil, în cele ce urmează. Domnule profesor, ne-ați strănit o curiozitate. Uh, se realizează justiția în statele africane? Să știți că întrebarea dumneavoastră este provocatoare. Este o întrebare care, uh, practic, ne, ne conduce către un discurs public care există de ani de zile, în ceea ce privește, de data aceasta, nu neapărat cauza al-Mahdi, dar, în general, Curtea Penală Internațională, cea despre care astăzi, printre altele, vorbim, și anume, care l-a judecat și condamnat pe al-Mahdi în 2018, în anul 2018. Acum spuneați dacă există justiție penală doar pentru Africa, mă gândesc că asta ați vrut să-mi spuneți. De ce? Pentru că această curte, an de zile, din 2002, de când funcționează, a fost acuzată în mod constant că realizează o justiție doar cu privire la statele africane. Acum, eu am să vă spun că este o realitate că marea majoritatea cauzelor sunt din zona Africii, cauzelor judecate de Curtea Penală Internațională, respectiv din zona Orientului, mijlociu. Mai puține, dar marea majoritate sunt din zona Africii. Mă refer cauzele din Sudan, Mali, marea majoritate a țărilor din zona central și nord-africană. Care este explicația? Explicația este că în acea zonă în primul și în primul rând, în lume. Și chiar dacă în perioada anilor 2012, în, în contextul așa-numitei primăveri arabe, conflictele au reescaladat, ele existau acolo de decenii întregi. Sunt foarte multe state slabe, cu organizare slabă, cu instituții slabe și de foarte multe ori bazate pe un tip de conducere autoritară și tribală. Și Organizația Națiunilor Unite, inclusiv statele părți la statutul Curții Penale Internaționale, au încercat în mod constant să genereze politici în acea zonă care să conducă la pace și la stabilitate iar acest lucru nu s-a întâmplat în schimb ce s-a întâmplat s-au întâmplat foarte multe uh, crime internaționale uh, mă refer inclusiv genocid, inclusiv deci ucideri în masă uh, sălbatice de femei, de copii uh, de, de uh, oameni privați puși în uh, sclavaj și așa mai departe, privați de libertate ori în aceste condiții S-a considerat că singura formulă posibilă este această instituție penală permanentă, care, de altfel, este precedată de Tribunalul pentru Rwanda, nu? În Europa, Tribunalul pentru fosta Iugoslavie. E acum ce se întâmplă? Dacă acea zonă a fost cea mai măcinată de conflicte și în acea zonă a fost necesară intervenția complementară a jurisdicției, Curții Penale Internaționale, este o realitate. Și pentru acest motiv, marea majoritate a celor judecați sunt din zona statelor africane. Nu din alt motiv. Nu pentru, iată, dovadă este că uh, nu de foarte multă vreme s-a emis un mandat de arestare inclusiv pentru pe numele președintelui Putin. Adică uh, această instituție și-a luat misiunea în serios și anume de a urmări pe cei suspecți de atingeri grave la adresa valorilor umanității. George, te rog să ne spui despre durata acestui proces și dacă au fost, dacă au fost provocări ale curții privind, privind judecarea lui Al Mahdi. Desigur, procesul a durat o pe o perioadă de aproximativ 6 ani, deoarece în 2013 statul Mali a sesizat Curtea Penală Internațională cu privire la această situație și la acest conflict intern pe care l-am discutat mai devreme, iar în 2015 a fost emis un mandat de arestare pe numele lui Al Mahdi și între timp acesta a fost uh, reținut, arestat, iar procesul s-a desfășurat și s-a încheiat în 2018. Una dintre provocările pe care uh, Curtea Penală Internațională a, uh, cu care s-a confruntat este, în primul rând, faptul că este foarte, nu dispune din, de un organ de poliție propriu și trebuie să se bazeze pe statele uh, parte la statut pentru a uh, reține aceștii urmăriți sau inculpați. Deci de asta este, asta e una dintre provocări cu care s-a confruntat și în această situație, dar și în alte situații. Și dovada acestui fapt este și uh, problema pe care o au în continuare cu alți inculpați, deoarece nu reușesc uh, să-i rețină, fiind pe fugă. De altfel, în cauza de față, nu statul Mali l-a pus la dispoziția Curții Penale Internaționale, odată ce s-a emis mandatul de arestare, ci statul Niger și în cauza al Mahdi. Deci, asta ca să întăresc ceea ce a spus colegul meu, George. Eu, pentru că este o emisiune, așa cum ați spus, de conștientizare, eu aș aduce în discuție aici tipologia, printre altele, apropo de provocări, o altă provocare, a fost provocarea, cum spun juriștii, dar eu vreau să mă adresez tuturor, numai juriștilor, provocarea materială, în sensul că este prima crimă internațională unde se pronunță o condamnare de către Curtea Penală Internațională pentru o infracțiune gravă la adresa patrimoniului cultural. Și din acest motiv este emblematică această condamnare. Chiar este emblematică. Condamnarea este de 9 ani de zile inițial, după care prin uh, intermediul apelului s-a redus cu încă 2 ani de zile, ceea ce s-ar putea să ne pună anumite întrebări. Pentru crimă atât de gravă se primește doar 9 ani de zile. Uh, acum, și aici există o explicație, să știți, și anume că este o crimă gravă, dar, dar, s-a ajuns la o înțelegere. Are niște particularități această speță față de multe altele. În primul și în primul rând că judecarea s-a făcut într-un termen destul de scurt. De ce? Pentru că a recunoscut faptele. Nu le-a negat, le-a recunoscut în totalitate faptele comise. Și pentru acest motiv s-a ajuns la o înțelegere de care de altfel Curtea Penală Internațională nu era ținută, dar a luat în considerare la o înțelegere cu uh, procurorul Curții Penale Internaționale care a solicitat între 9 și 11 ani să fie pedeapsa finală. Acum spuneam că este o emisiune de conștientizare și că vorbim de infracțiune împotriva patrimoniului cultural. Acest lucru mi se pare extraordinar de important, pentru că trebuie aduse în discuție aceste problematici ale simbolurilor, ale patrimoniului cultural și ce semnificație au ele. Marea majoritate a lumii se gândește, când vorbim de crime internaționale, la, doar la ucideri în masă. Dar aici nu vorbim de ucidere fizică în masă. Vorbim de ceva mult mai grav. Vorbim de distrugerea minților prin distrugerea valorilor patrimoniale, culturale, reprezentative pentru o anumită populație. Și acest lucru este extrem de grav. Deci, este mai ușor ca o persoană să fie nimicită, ucisă decât să fie ținută în viață, distrugându-i se toate simbolurile, toate valorile pe care și în care a crezut ea de-a lungul timpului. Și aici trebuie să, ved să vedem gravitatea lucrurilor și pe acest lucru trebuie să insistăm și să insistăm atunci când când vorbim despre, despre simboluri, să înțelegem ce se întâmplă în această lume și câte cruzimi există și ele ar trebui să fie pedepsite. Vorbim de Mosul, zona Irakului, de Palmira, zona Siriei. Toate au fost monumente extraordinare. Bun. Care este diferența dintr-un furt, spre exemplu? Și o distrugere. Când cineva îți fură ceva... Tu rămâi cu speranța că poate într-o bună zi îl vei găsi. Și dacă nu îl vei găsi, rămâi cu speranța că el există. Dar când cineva îți distruge complet un simbol, în momentul respectiv se numește, și specialiștii numesc această chestiune, orbirea minții. Omul nu mai are liniile în viață pe care să meargă ca să nu mai spun de toate consecințele care se produc asupra victimelor, consecințele psihologice, sociale și așa mai departe. Deci să înțelegem că cumva aceste monumente reprezintă de fapt o fațetă a identității culturale a, a oamenilor, nu? Este o fațetă a identității culturale, este o fațetă. Eu am să vă reproduc puțin, dar în limba română, Câteva cuvinte din susținerea pe care a avut-o procurorul șef al curții când a cerut condamnarea lui Al Mahdi. Și când a spus că în cauza de față și bunurile, patrimoniul cultural, monumentele importante ale lumii, nu sunt bunuri de lux. Adică, nu sunt bunuri. Pe care le pot obține și la care au acces și care aparțin numai unor persoane bogate care își permit să cumpere bunuri de lux. Cei sunt adevărate motoare ale dezvoltării umanității, adică a viitorului. Încă o dată, în acest fel, se consolidează ideea care eu personal profitând de misiunea dumneavoastră încerc să o transmit, că noi vom exista ca umanitate atât timp cât avem o identitate. Timpurile moderne sunt provocatoare în mod curent și nu doar atunci când vorbim de conflicte uh, armate, până la urmă chiar dacă internaționale sau nu, conflicte armate, dar, în mod curent, avem în realitate provocări, și în mod curent, de multe ori, chiar fără să ne dăm seama, luptăm împotriva propriei identități. Ceea ce nu este corect. Pentru că propria identitate este cea care îți dă sens, stabilitate și scop în viață. George, care este numărul victimelor din această cauză? Putem spune că nu are un număr specific, deoarece, la fel cum a spus și domnul profesor, a fost afectate comunități întregi și întreaga comunitate internațională prin distrugerea patrimoniului cultural. Al-Mahdi este condamnat pentru distrugerea patrimoniului cultural și nu pentru uh, persecutări, violuri, crime și așa mai departe. Deși se află într-un context uh, politic și social, în care aceste crime au devenit normalizate prin intermediul legii șaria. Deci cumva din ceea ce spui tu este faptul că victima este chiar identitatea culturală. Exact, exact și mai mult decât atât victimele sunt nenumărate deoarece la fel cum a deliberat și Curtea Penală Internațională, această crimă de război al Al Mahdi este un afront la adresa comunității internaționale și nu doar a localnicilor din Timbuktu Mali. Mă, mă scuzați iarăși intervin pentru că mi-ați mi uh, dat în uh, încă un subiect asupra căruia merită să, să, să ne gândim și anume într-adevăr aceste crime internaționale cum este distrugerea de monumente în timpul de conflict armat prevăzută și incriminată în articolul 8 la paragraful 9 din statutul Curții Penale Internaționale da? această crimă aduce atingerea întregii umanități. Este adevărat că avem și victime concrete pe cei care desigur practic au crezut în aceste monumente, au reprezentat pentru ei monumente. Și acum, coborând la nivelul foarte practic, despăgubirile la care a fost obligat de către curte să le acorde victimelor se ridică la 2,7 milioane de euro. Ca să răspund într-o manieră financiară la întrebarea dumneavoastră, este unul amândouă. Doi la mână, iarăși este important să înțelegem că aceste fapte, chiar mă uitam la imaginile și este prins în imagini, în imaginile când, când, supervizează distrugerea diferiților pereți ai monumentului din Timbuktu, da? practic moloz. Nu? E un termen la modă, din păcate, acesta cu Molozu. Și trebuie să știți că o populație foarte mare trăia din turism în zona respectivă, printre altele, turism cultural, și a fost lipsită inclusiv de aceste venituri, dar mai ales este vorba de credință. De credință. Noi vorbim până la urmă de o moschee. De o credință și oameni, imaginați-vă ce ar însemna un uh, inamic să ne distrugă Biserica a trei Ierarhii din Iași. Uh, care ar fi reacția populației? Extrem de dură. Da? Deci, toate aceste lucruri conduc la vătămări grave ale psihicului, ale comunităților locale, și pentru acest motiv, avocatul victimelor. Din cauză în pledoaria sa finală, desfășurată în 2016, între 22 și 26 august, adică la patru ani de zile după producerea acestor evenimente, în, în, în perioada ianuarie-aprilie 2012, am da, spus: Aș vrea. Ca regretele pe care Al-Mahdi le manifestă astăzi în instanță, să le fi exprimat acolo, la locul faptei, față de populația suferindă. Pentru că, până și această justiție, care până la urmă este un standard, această justiție penală internațională este un standard uh, al eticii în dreptul internațional public, al eticii uh, ceea ce e foarte greu de acceptat pentru că în relațiile internaționale uh, se practică așa numitul real politic, nu etica etica este mai mult pentru texte și pentru doctrinari și spuneam practic trebuie să avem în vedere că victimele de multe ori cer regrete adevărate și nu doar în fața unei instanțe. Înțeleg. George, de ce a fost nevoie să fie judecată această cauză de o instanță internațională și nu una națională? Păi, la fel cum a spus și domnul profesor anterior, este vorba de principiul complementarității, ceea ce înseamnă, pe scurt, faptul că. Curtea Penală Internațională nu poate interveni asupra jurisdicției statelor decât atunci când acestea fie se află în incapacitate, fie pur și simplu nu doresc să judece un astfel de individ. În cazul de față, statul Mali se afla într-o incapacitate reală deoarece era în contextul unui război civil și al unei lovituri de stat, așa că în anul 2013 a sesizat Curtea Penală Internațională cu privire la uh, situația din statul Mali. Am înțeles. Uh, domnule profesor, voi concluziona cu o întrebare, uh, poate o să vi se pară retorică, de ce avem nevoie de această curte penală internațională? De ce nu pot soluționa instanțele naționale? Vreau să cobor din zona tehnică și să vă spun că eu, ca european, mă simt mai liniștit când știu că există o curte penală internațională. Mă simt mai liniștit din foarte multe puncte de vedere. Pentru că, iată, noi avem foarte multe dovezi, inclusiv recente, dacă pot să spun așa, de 30 un pic de ani, da? când s-a început un dosar a Revoluției în România, spre exemplu, cu foarte multe victime, cu foarte mulți morți, cu foarte mulți aparținători, și, din păcate, nici până în prezent. Nu a existat o investigație eficientă, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de data aceasta, a acordat în mod constant despăgubiri. Ok, de când avem Curtea Penală Internațională, garanția când se supășesc fapte, care acolo era vorba de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției, fapte de o asemenea gravitate, pe viitor am un sentiment al certitudinii că în final va exista o investigație bună și autorii vor fi pedepsiți. Deci, concluzia este că această Curte Penală Internațională este mult mai eficientă decât instanțele naționale. În analiză și în capacități, da, chiar dacă se confruntă cu provocările de care spunea George și anume trebuie să apeleze la statele părți la statut. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați onorat astăzi invitația. Și invităm telespectatorii să se alăture nouă și în următoarele emisiuni. Vă mulțumim! Numai bine!